Lucrurile pământești pot fi o necesitate pentru noi sau o prioritate? Când sunt o necesitate, lucrurile acestea pământești sunt o prioritate. Dar când și sigur, sunt importante. Dar când ele ajung o prioritate, atunci devin cele mai importante. Mai întâi rezolv ce am de rezolvat și dacă mai rămâne timp, mă duc și la adunare. Când sunt o necesitate, te îngrijești pentru ele. Când sunt o prioritate, te îngrijorezi pentru ele. Când sunt o necesitate, ești clar că Domnul a spus că trebuie să muncim. Când sunt o prioritate, devii duplicitar. A fost un păstor la noi, un prieten al meu și a spus, fraților, mi-am propus să vă predic de lenevie astăzi. Ce, vă predicat cineva de lenevie și frații au zis, Frate, nu ne-au predicat. Nu au zis biserica. Sunt toți frate Corneliu, ce n-ați predicat la frați de Lenevie, niciodată. Și am zis, nu, frate, că frații noștri sunt atâta de harnici, că pentru lucru și pentru problemele pământești și firești, lasă și programul de adunare, lasă și stăruința, lasă tot. Și n-am predicat de Lenevie. Am uh, observat un lucru și dumneavoastră, unii care ați călătorit, în partea Germaniei în autohaus unde sunt arabii care vând mașini când este târgu mai bun la mias când e piața de desfacere mai bună la ora 12 lasă tot închid și pleacă la rugăciune ca o rugăciune de la 12.30 la 1 1.30 nu mai găsești pe niciunul și în timp ce vrea cineva să cumpere o mașină, l-a lăsat cu bani și cu afacere și cu tot ce o dorit și-a plecat și-a spus, ne întâlnim peste o oră jumate. Lucrurile pământești ne determină să fim duplicitari, să încercăm să împăcăm și ce este a lui Dumnezeu și cu ce aparține lumii. Dumnezeu a spus că lucrurile acestea sunt trecătoare, să nu punem preț pe ele. Domnul vorbea printr-un vas de lucru bisericii noastre, am de gând, o zis Domnul, mesajul transmis, să vă vorbesc prin familii. Și ne am crezut că o să vin așa, câte un vas de lucru prin familie să ne vorbească. Nu așa a fost. Prima familie prin care Dumnezeu ne-a vorbit, ca să înțelegem că lucrurile de pe pământ sunt regătoare, să nu ne încredem în ele, să nu ne fălim cu ele, să Renunțăm atunci când trebuie să renunțăm pentru pace că Dumnezeu ne va bine Sau când trebuie să renunțăm pentru slujbă, pentru lucrare. Și într-o zi, o familie de la noi, so și soții, au plecat în străinătate la 50 de kilometri de casă, de la garajul unui vecin, probleme cu curentul electric acolo a luat foc garajul fratelui nostru și de la garaj a luat foc mașina, copiii au ieșit afară să împingă mașina, că luase foc, cel mai mare și-a dat seama că este un pericol, s-au retras, mașina a explodat, a luat foc casa și a ars casa. Am ajuns printre primii acolo, aproape deodată cu această familie. Am asistat neputincioși, așteptând pompierii. Și ars garajul, mașina și casa. N-am putut să-mi imaginez că poate să ardă o mașină în așa fel încât să nu se vadă cum a fost mașina acolo. Fierul să se topească așa și să nu mai existe motorul. Și eram pe mașină. În timp ce vorbeam la telefon, m-am uitat și din tot ce a fost acolo, din casă, din garaj și din mașină, era un obiect așa se vedea, ca un plastic ars. M-am aplecat, am desfăcut plasticul, era torpedou din partea dreaptă a bordului și atât a rămas din tot ce a avut. Era Biblia intactă, puțin copertele arse să se vadă că a ajuns focul la coperte și altceva n-a mai rămas. Dumnezeu ne-a vorbit prin acea familie că nu trebuie să punem pres pe lucrurile acestea, că sunt trecătoare, că se duc, că ceea ce rămâne este cuvântul lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu, este împărăția pregătită. Și a spus Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți bea, ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca. Toate aceste lucruri neamurile le caută, numai că știți ce se întâmplă. Domnul a zis, dacă aveți cu ce să vă îmbrăcați, ce să mâncați, vă este de ajuns. Dar când Dumnezeu spune că e de ajuns, noi spunem că nu e de ajuns. Și când Dumnezeu spune că nu e de ajuns cât am slujit, noi spunem că e de ajuns. Să mai slujească și alții. Să mai meargă alții la bolnavi, să mai dea alții bani pentru biserică, să mai viziteze alții orfani și văduvele, să mai cânte alții în cor care sunt mai tineri, probabil, sau fiecare cum își face o părere.